Plânge printre ramuri luna nopțile spustii, căci te-ai dus pe tot pe-a una și n-ai să mai vii. Căci te-ai dus pe tot pe-a una și n-ai să mai vii. În noaptea de Sfântul Andrei, anului 1938, din ordinul regelui Carol al II-lea, liderul mișcării legionare, Corneliu Zelea Godreanu, împreună cu alți 13 legionari de frunte, au fost asasinați prin ștrangulare lângă Tâncăbești de către jandarmii care îi escortau de la Râmnicu Sărat spre închisoarea Jilava. În comunicatul parchetului militar al Corpului 2 Armată, de a doua zi, s-a susținut că inculpații ar fi încercat să fugă de sub escortă, iar că jandarmii, după ce i-au avertizat, au fost nevoiți să îi împuște. Doar acest comunicat este bine înțeles mincinos, căci ei au murit prin ștrangulare, iar mai apoi au fost împușcați. Ulterior, cadavrele legionarilor au fost aduse la Jilava și arse cu acid, apoi îngropate sub o placă de beton de jumătate de metru grosime. Funeralele lui Corneliu Zelea Codreanu, zis și capitanul, și acelor 13 legionari uciși la Tâncăbești au avut loc la 30 noiembrie 1940. Execuția lor a fost, se pare, consecința unui ordin dat de regele Carol al II-lea, fapt ce califică acest act drept o crimă de stat. Suprimarea capitanului și arestarea principalilor lideri ai mișcării au dus la dezorganizarea legiunii și la propulsarea la rangul întâi a unui mediocru complotist pe nume Horia Simea. Asta notează Neagu Giuvara în cartea sa O scurtă istorie a românilor povestită celor tine. Ca urmare, legiunea se va scinda în două tabere inamice, simiștii, gruparea majoritară condusă de Horia Simea, și codreniștii, conduși de Ion Zelea Codreanu, tatăl lui Corneliu Zelea Codreanu, care l-a acuzat pe Simea că este spion al lui Muruzov, adică Mihai Muruzov, respectiv șeful SSI, respectiv Serviciul Secret de Informații, adică SRI de astăzi. Revizioniștii legionari, adică aripa codrenistă, au considerat întotdeauna că există două fațete ale mișcării: cea cultural-socială, reprezentată de Corneliu Zelea Codreanu, și cea paramilitară, reprezentată de Simea, care a și ajuns la putere după moartea capitanului, transformând astfel imaginea mișcării în una doar și profund paramilitară. La 24 iunie 1927, pe scena politică a României interbelice, apărea Corneliu Zelea Codreanu, o personalitate care a reușit să adune și să canalizeze pe ideea națională aproape toată elita intelectualității românești, întemeind o nouă formațiune politică numită Legiunea Arhanghelului Mihail. Martorii vremii spun că umbla pe cal alb, îmbrăcat la costum național, era frumos, dar și mai mult de atât avea o putere de carismă nemai întâlnită. Carisma și mesajul său reușind să cucerească extrem de rapid, aproape în unanimitate, grupul Criterion. Acesta era o asociație a intelectualilor români înființată la București, care avea membri pe Mircea Eliade, Emil Cioran, Dan Bota, Emil Bota, Eugen Ionescu, Constantin Noica, Zaharia Stancu, Haig Acterian, Petre Țuțea, Naionescu, dar și mulți, mulți alții. Din mărturile lui Eliade, Cioran, Noica și Țuțea, aflăm că în acea perioadă a fost o adevărată frenezie. Toți îl descriu pe Codreanu drept o personalitate cu totul aparte, care dispunea de o putere de convingere formidabilă, aproape mistică. Poate și de aceea, la scurt timp după asasinarea capitanului, aproape toți acești intelectuali au ieșit din România, cu toate că la putere era mișcarea legionară condusă de Simea, dar cu toții povestesc că frenezia a început să dispară odată cu moartea lui Codreanu. Așadar, cine este acel Codreanu și cum a ajuns el atât de important în perioada interbelică a României? Ei bine, la vârsta de 16 ani, Codreanu devine combatant voluntar în primul război mondial, adică pleacă de nebun pe front. Revine din război și se înscrie elev al liceului militar de la Mănăstirea Dealu. În 1919, adică la vârsta de 20 de ani, devine membru al grupării Garda Conștiinței Naționale, condusă de Constantin Pancu. Aceasta era o mișcare eminamente anti-bolșevică. Un an mai târziu participă la acțiune de înăbușire a revoltei comuniste de la atelierele Cefere Nicolina din Iași, unde se urcă pe clădirea ocupată de bolșevici și dă steagul roșu jos, înapoiindu-l pe cel monarhic. Am menționat acest eveniment în clipul Relațiile Româno-Ruse, Cronologie, partea a doua. Dacă n-ai văzut clipul, las link în descriere. Este admis la Facultatea de Drept din Iași, unde devine președintele Societății Studenților, organizația pe care o dizolvă, fondând în 1922 Asociația Studenților Creștini. În semn de protest față de decizia rectorului universității, care nu mai dorea la deschiderea anului școlar și slujbă religioasă, Codreanu se baricadează în incida instituției, iar rectorul universității îl exmatriculează.
Astfel, Codreanu pleacă în Germania, unde studiază la Berlin și la Jena, participând totodată la o serie de meeting-uri ale naționaliștilor germani. Este reprimit totuși la Universitatea din Iași ca urmare a intervențiilor profesorului A.C. Cuza, iar în acest timp participă la demonstrațiile studenților care solicitau limitarea numărului evreilor în învățământul superior. În acea perioadă, evreii din instituțiile superioare erau în majoritate față de români. Asta se datorează și diferențelor economice dintre români și evrei, care îi favorizau pe evrei prin meseriile economice pe care aceștia le întrețineau. Prin urmare, numărul familiilor de români care își permiteau să-și trimită copiii la facultate era considerabil mai mic decât cel al familiilor evreiești, cu toate că evreii erau în minoritate numerică generală. Este dovedit faptul că regiunea Moldovei în perioada aceea era sub influență economică evreiască, să nu uităm totuși motivele izbucnirii răscoalei de la 1907, răscoală care stă la baza apariției mișcărilor naționaliste cu caracter antisemit care a urmat după, printre care și mișcare legionară. Dar despre acest aspect vom vorbi mai pe larg în episoadele următoare. Revenind la Codreanu, acesta fondează în 1923 Liga Apărării Naționale Creștine împreună cu A.C. Cuza. Liga Apărării a adunat mulți adepți în rândul studențimii, iar în 1927, alături de Radu Mironovici, Corneliu Georgescu și Ion Moța, se cristalizează Legiunea Arhanghelului Mihail, adică mișcarea legionară sau, pe scurt, Legiune. Denumirea de Legiunea Arhanghelului Mihail este inspirată de icoana ușii a bisericii închisorii Văcărești. Închisoarea Văcărești a fost în fapt o mănăstire la început. Ansamblu arhitectonic construit între 1716 și 1736 în stil brâncovenesc de către domnitorul Mavro Cordat, care de altfel a și fost înmormântat acolo în 1730. Edificiul a fost una dintre cele mai valoroase monumente istorice din București, dar a fost demolat de către comuniști în 1986. Mănăstirea și apoi închisoarea de la Văcărăși merită un clip explicativ, căci povestea ei este de-a dreptul uluitoare. Și eu am văzut freștile salvate în urma demolării, acestea sunt expuse la Muzeul Național de Artă din București, unde se pot vizita. În data de 12 aprilie 1930 se formează Garda de Fier, adică o ramură politică a legiunii cu scopul de a reprezenta mișcarea în cadrul guvernului. La 6 ani de la înființare, pe 9 decembrie 1933, în urma hotărârii Consiliului de Miniștri, Garda de Fier este dizolvată de către liberari, făcând astfel imposibilă participarea legionară la alegeri. A doua zi, Codreanu trimite un ordin tuturor legionarilor care, nemai fiind în măsură să voteze cu propria lor formațiune, erau redirecționați explicit să-și dea voturile altor partide cu caracter naționalist. Dizolvarea Gărzii de Fier va duce la înființarea partidului Totu pentru Țară, ca expresie politică a mișcării legionare, acest partid fiind format din elementele fostei organizații, avându-l ca președinte pe generalul Gheorghe Cantacuzino, iar apoi pe inginerul Gheorghe Klime. În fapt, conducătorul de facto al mișcării rămâne tot Corneliu Zelea Codreanu, iar la alegerile din decembrie 1937, acest partid a obținut 66 de mandate. Datorită imensei lor popularități, legionarii reprezentau pentru regele Carol al II-lea un real pericol. Pentru a transforma mișcarea dintr-un rival într-un aliat, folosind-o ca masă de manevră în vederea consolidării regimului său de putere, ar fi fost necesară colaborarea lui Zelea Codreanu, însă acesta evitase în mod consecvent să dea curs favorabil oricăror demersuri. În acest context, atenția regelui s-a îndreptat către un alt personaj important al mișcării și anume Mihai Stelescu. Carol al II-lea l-a convins pe Stelescu să organizeze asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu și să preia după moartea acestuia conducerea mișcării legionare, dar sub patronajul regelui. Stelescu, acceptând propunerea regelui, l-a tocmit pe Vasile Cotea să-l otrăvească pe Codreanu, însă la 5 septembrie 1934, Cotea cedează nervos și mărturisește complotul. La 24 septembrie 1934, Consiliul de Onoare al Legiunii îl exclude din mișcare pe Stelescu sub acuzația de a fi pus la cale eliminarea capitanului. După excludere, Mihai Stelescu încearcă să destabilizeze legiunea și să coaguleze, pe cont propriu, o replică a mișcării înființând gruparea Vulturii Albi, devenită mai apoi Cruciata Românismului. Această grupare va avea propria gazetă finanțată de către guvern, evident. Practic, Stelescu, ca redactor șef al publicației, a început o campanie acerbă și sistematică de discreditare a lui Corneliu Zelea Codreanu. Stelescu va muri asasinat 2 ani mai târziu în București, la spitalul unde era internat. Numiți decembrii, cei 10 legionari care l-au ucis pe Stelescu au fost foștii săi camarazi de cuib. Aceștia și-au recunoscut singur fapta, spunând că nu mai suportau caloniile lui Stelescu la adresa capitanului, iar cum acesta nu dorea să acționeze, au acționat singuri. 8 dintre aceștia au fost condamnați la muncă silnică pe viață, iar
iar ceilalți doi au primit către 10 ani de temniță grea, Corneliu Zelea Codreanu nefiind implicat în acest proces. În intenția de a acapara mișcarea legionară, idee la care nu renunțase, Carol al II-lea i-a făcut capitanului o propunere ce părea de nerefuzat, și anume i-a oferit postul de prim-ministru. La sfârșitul lunii februarie 1937 a avut loc întâlnire secretă între Carol al II-lea și Corneliu Zelea Codreanu. Cu acest prilej, regele a afirmat că simpatizează foarte mult mișcarea legionară, că vrea să înlăture guvernul Tătărăscu și să instaureze un regim personal bazat pe mișcarea legionară. Suveranul i-a cerut lui Corneliu Zelea Codreanu să-l proclame capitan al mișcării legionare, iar el îl va numi în schimb șeful guvernului. Corneliu Zelea Codreanu nu acceptă însă oferta, afirmând că legionarii nu erau încă pregătiți pentru guvernare, iar în privința șefiei a arătat că legionarii au jurat lui credință, nu altcuiva, și că această credință nu putea fi obiectul unui trafic politic. Din acel moment s-a produs o ruptură definitivă a relațiilor dintre Carol al II-lea și Corneliu Zelea Codreanu, asta ne spune istoricul Ioan Scurtu. Până în acel moment, capitanul era în relații amicale cu Elena Lupescu, amanta a regelui Carol, și cu Constantin Dumitrescu, care era secretarul personal al regelui. Dar lucrurile se schimbă și mai cu precătere și datorită faptului că legiunea îi tot lua apărarea lui Iuliu Maniu, care era de asemenea atacat de către rege. Publicația Porunca Vremii, aflată sub patronajul curții regale, îl critică puternic pe Iuliu Maniu, cerând arestarea lui și a simpatizanților lui pe motiv că cică subminează monarhia. Astfel Codreanu scrie următoarele. Pentru respectul adevărului, însă să se știe de toți că domnul Maniu nu atacă pe rege, ci vâscul din jurul său, care omoară pe rege și nimicește monarhia românească. Peste altă deosebire, noi credem că domnul Maniu este un om corect și de ținută morală într-o țară care moare în fiecare zi din lipsă de ținută morală și de corectitudine interioară. Am încheiat citat. Codreanu face o trimitere directă la Camarila Regală, în ierarhia căreia, în cel mai înalt nivel, se afla Duduia, după cum era numită Elena Lupescu de către populația bucureșteană. Astfel, regele Carol al II-lea decide condamnarea și arestarea principalilor lideri ai mișcării legionare și iese din țară, ajungând la Paris, Londra și Berlin pentru a testa reacția celor care îi considera principalii aliați, dar și a lui Hitler, evident. De frica răzbunărilor legionare, Duduia, adică Elena Lupescu, rămâne la Paris sub supravegherea a 4 agenți ai siguranței naționale, care erau de fapt cărzile de corp ale familiei regale. Ca să vă faceți o idee cam cât de frică le erau lui Carol și Elenei de legionari, gândiți-vă că fostul prim-ministru, Ige Duca, avusese doar un agent al securității ca gardă de corp, pe când amanta regelui 4. În noaptea de 16-17 aprilie 1938, Corneliu Zelea Codreanu este arestat împreună cu alți 44 de lideri ai mișcării și acuzat de ultraj. Este condamnat la 6 luni de închisoare corecțională. În luna mai se va intenta un al doilea proces, de data aceasta pentru trădare națională, și se va da pedeapsa de 10 ani de muncă silnică. La proces, pentru a se argumenta poziția în favorii trădării naționale, s-a adus în discuție tema naționalității capitanului. Și anume, procurorul militar Ionescu susținea că fondatorul legionarilor vrea să vândă țara străinilor, căci el însuși era străin, după cum explica el că tatăl său ar fi fost polonez pe nume Zelinski, iar mama lui bavareză din Germania pe nume Eliza Brauner. În replică, avocata lui Codreanu afirma că tatăl lui, și anume Ion Zelea Codreanu, își trage o bârșea dintr-o familie de răzeși moldoveni din satul Ighești, din ținutul Storojinetului din Bucovina. Tatăl acestui Ion Zelea Codreanu se numea Neculai Zelea, iar numele de Zelea provenind din amintirea îmbrăcăminții de luptă a ostașilor moldoveni. Adică pe bunicul lui Corneliu Zelea Codreanu îl chema Neculai Zelea. Numele de Zelenski se datorează consemnărilor în acte administrației poloneze asupra teritoriului lui Bucovinei în timpul bunicului său, adică al lui Neculai. În timpul ocupației austriece, când Bucovina a trecut sub administrație poloneză, devenind un simplu district al Galiției, numele de Zelea a fost transformat de autorități într-unul cu rezonanță poloneză și anume Zelinski. Nicolae Iorga scrie în lucrarea sa Historie de Romanie de Bucovina următoarele. Operația de polonizare a numelor moldovenești era generalizată în acea dată în Bucovina. Sistemul făcea parte dintr-un ansamblu mai vast de persecuțiuni sistematice împotriva oricărui lucru care amintea în administrație, școală și chiar viață socială de epoca domnilor moldoveni. Sub administrația poloneză, între anii 1786 și 1848, aproape 3/4 din numele românești din Bucovina s-au polonizat. România a început să se numească Pietrarski, Iașinski, Marmeliuc, Sidorovici, Scani,
Ivanovici, Zelinski, Dracinski, Samsorovici și așa mai departe. Iar pe episcopii români chemau Andrievici, Ciupercovici, Blașevici și așa mai departe. Am încheiat citatul. Schița arborului genealogic realizată de siguranță, adică de SRI-ul de pe vremea aceea, această schiță era un argument pentru impuritatea originii lui Corneliu Zelea Codreanu și deci motive reale pentru trădare. Carol al II-lea, care se afla în tren pe teritoriul Cehoslovaciei, întorcându-se în țară, a telegrafiat lui Gabriel Marinescu, care era prefectul poliției capitale, să lichideze principalele căpetenii legionare în frunte cu Zelea Codreanu. Această telegramă rămânând consemnată în memorie lui Ioan Mosconi, care era de fapt membru în Consiliul Superior al Frontului Renașterii Naționale, partid înființat de Carol al II-lea imediat după lichidarea lui Codreanu și pe care dorește să îl facă partid unic și totalitar sub conducerea supremă a majestății sale, regele. Pe 28 noiembrie, Carol ajunge în țară, iar în noaptea de 29 spre 30 noiembrie, Corneliu Zelea Codreanu este asasinat în pădurea Tâncăvești alături de alți 13 legionari. Simon Lefter a scris un cântec pe nume Imnul Legionarilor Căzuți, în care se deplânge moartea lui Corneliu Zelea Codreanu. Acest imn a fost tradus în limba franceză de către dirijorul corului Cœur Montjoyeux, Saint-Denis, sub titlul de Cântecul Legionarului Căzut. Iar astăzi este interpretat în cadrul legiunii străine, uneori încă se recită în versuri românești. Cafteai tu pe totdeauna si nasa mai vii. Cafteai tu pe totdeauna si nasa mai vii. Cam atât pentru episodul de astăzi. În următorul episod vom continua seria despre mișcarea legionară. Vom vedea ce s-a întâmplat după moartea lui Corneliu Zelea Codreanu și cine este acest Horia Sima care a preluat conducerea mișcării legionare și ce a urmat după. Ne vedem data viitoare. Salut!